Salut! Noi suntem Cocoli și haideți să râdem de nu mai putem o hohote la Stumble Guys de cu Gamerița Cristina. O apărut ceva super mișto nou. Fii atent, o apărut Retro Rambro, planșă nouă și de la Shop. Mi-am dat seama că da, puteți să râdeți bine, cam varză. Nu, lasă, deci știți care e scopul canalul ăsta? Scopul nostru nu este să vă arătăm cât de priceput suntem la jocuri, că de-aia nici eu nu mă străduiesc. Scopul este să vă simțim, să vă ne simțim toți bine. Cristina nu prea se chinuie așa la Stumble Guys, mai mult facem Caterin, că dacă s-ar chinuie aș avea 1100 de crowninuri. Deci doar ne simțim bine, de la Shop. Apropo, am 18 pe coroane. Asta vă aminteam. Fără se chinuie. Cazi exact. Partea alaltă. Dar mi-e ce mi-ai zis tu? Am zis așa. Fii atent. Mai de una. Ce, a apărut ceva nou? Fii atent, mai de una. Hai să vedem. Fii atent, mai de una. Uite, a apărut, mai de una. Red cartridge-ul ăsta, da? Îți place? Ăsta nu e ăsta? Nu, nu-mi place de el. A apărut ăsta, redeem cartridge-ul ăsta, da? Îți place? Nu. Dar de asta îți place? Nu. Ăștia au apărut, alții nu au apărut. Hai joacă de planșă nouă, poate ții și tu ceva. Dar de ce să-mi placă de ăștia? Că e pe roz. Hai să vedem, asta pare așa ca o bătrânică. Nu, că nu poți să-l cumperi, că ai 0 lei. Trebuie să joci puțin ca să faci banul. Bine. De obicei joc eu, dar n-am apucat. Hai să vedem, care-i faza cu ăștia? Deci știi cum fac eu de obicei? Joc eu și când apare crowin-ul, ies. Da. El, știi? Felix îmi face bani. Dar aseară m-a fost om. Schimbă, vrei cu ăsta joci, vrei să pierzi? Aoleu, ai dreptate. Lasă că mai prea. Aoleu, acum, deci ce, o să pierd acum că n-am luat skin-ul bun? Nu, că skin-ul te ajută. Skin-ul e cel care te ajută în viață. Păi toată lumea știe că n-ai haine mai faine. Ai de mine. Stai, care-i faza? Trebuie să iei cartrigele. Astea sunt casete dintr-alea de calculator? Deci te descurci, sar peste asta. Și stai aici, sar peste asta și tu trebuie să apeși pe 2. Apasă pe 2. Mamă, ce noroc am avut cu opru chestia. Apasă pe 2. Dar nu știu unde e 2, eu trebuie să mă uit. Pe 2, pentru sfântul. Dar nu mai expo, că ți-ai trezit vicinii. 2, așa, uite, descalificată. Păi ai eliminat 1. Asta, apasă pe 2. Am apăsat 2 fără să mă uit, Felix, tu dai seama? Dar cine ești? Dar nu știu cine sunt. De ce? Eu nu știu cum l-am găsit pe 2 fără să mă uit, vă zic sincer. Uite, ai chiar aici, ai vezi? Așa, deci învață Cristina. Se uită, știi? Ar trebui să iau niște ochii la Andreea de bătrânică. Acolo e 2-ul. Ai de cap, nu? Ce? Las că e bine. Băi, nu-i crowning, deci a trebuit să nu stăclești, da? Da. Hai să vedem să ne concentrăm. Ai de cap. Aoleu, deci am căzut fix pe aia roșie. Ai de mine. Dar nu mai zi ai de tine, că nu-i chiar ai de tine, e ok. Poate să fie și ai de altul. Bă, dar ne mâncați sunteți, băi! Știu, toată lumea așa ne mâncat aici. Bravo, mâncat că ești mai mâncat-o. Dar cine sunt? Câte una? Dar cine sunt? Câte una? Dar cine sunt? Câte una? Bă, acum nu putea și ea să fie crown acum. Și acum sar jos pe margine. Pe margine! Așa? Stai pe loc. Așa? Hai de mine! Bravo! Super! Bă, te-ai jucat bine, bă! Doamne, când tocmai ziceam că ce? Mă, adică ar trebui să am super mare încredere în mine. Să nu lasă grijă unicorn. Dar de ce mi-ai zis de el? Dar de ce crezi că e bun unicornul? Ai de mine! Ce castea aia la care mă pricep? Da, dar știi să apăși 1, 2 și 3 și 4? Dacă știi unde e. Aoleu, nu da pe toți aici? Da, deci unicorn e problemă. Sari una, stop. Sari una, când zic că îi dai tădui la unicorn, da? Ce prost e! Am căzut singur! Nu, dublu space la asta. Fii atent. Mergi pe asta. Dublu space. Bă, se pricepe tipa. Sar în partea aia. Aici? Da. Așa. Și în față dublu space. Dublu space. Mai stăți doar voi. Dublu space. 2. Ești. Ești singura persoană care și-a lovit cu punul în față din Stumble Guys. Uite, o lovit-o pe fată, vezi? Nu-i frumos, n-ai în fată. Așa, știi ce s-a întâmplat? Când... Da, Lili. Când... Ideea este că... Cumva ți-o dat și el pumn în același timp, știi? Tu ai dat foarte bine. Am dat foarte bine. Toată lumea să zic acolo, Cristina, ai dat foarte bine. Ai dat foarte bine. Bă, dar cum să vă zic, dar a fost un joc foarte fain. Bă, deci acasă puteai să faci crown win. Ai văzut ce bine m-am priceput la toate planșele. Bă, a fost foarte bine, adică ai dat pumn, în timp ce eu l-au dat pumn. Mă laudă.
Dar mă laud de gamer. Ideea este că a fost bine. A fost așa, puțin ghinion, dar a fost bine, a fost bine. Tot cu skin-ul să joci? Tot cu skin-ul să joc. Acum văd că a început să-mi prind de noroc. Dar dacă vrei... Parte? Da. Hai, mă joc o dată cu el și după aceea, dacă vrei, cumpărăm ceva. No, nu cumpărăm nimic, nu? Trebuie să joc eu, știi? Joc, joci tu. Sau poate cumpărăm, poate cumpărăm. Hai să vedem. Depinde cât de bine câștigi, își meriți? Fake e pe merit. Dacă fac aici o crown, îmi iei un skin. A, de ce să nu mă proanșelează la de grele? Mamă, de deci, Felix, eu odată am ajuns aproape de sfârșit. Vrei acolo. Singură? Nu dau sfaturi, singură. Nu tu ești! Stai, care sunt eu? Aia, cu oare, cu roză. Fii atent, aici sar, double space. Da? Și aici când nu-i lavă, space, stop, space, perfect, space, dreapta, stai. Mamă, ce mi-ai zis. Dublu space, stânga, și vezi să mergi, doar mergi pe asta, mergi, dublu space, și urcă de pe asta. Aoleu. Dar tu n-ai văzut că vine tu în fața ta. Stai, unde sunt, dublu m-am rătăcit, fraților. Așa, mergi, dublu space, stânga. Pe stânga! Dar mi-ai zis și stânga, am făcut tot ce n-ai făcut în secundă ca NSO, ai stat puțin, te-ai dus în spate. E vina ta? Iată, double space. A, nu s-a prins. Bărbe, stai aici. Ocolește după asta, așteaptă. Double space față. Așa, ocolește după asta, uite. Poate nu mai nimerești toate bilele astea de foc care vin, măcar una să nu mai nimerești. Dar-s faine. Mergi pe asta. Dar ce grafică faină. Da, mergi. Stop. Urcă pe asta. Așa, și urcă de că vine lava. Așa, stânga. Mamă, ce-am ocolit-o. Fii atent. Stai. Stai că nu mai avem așa de mult timp, Felix. Stai. Urci pe asta, urci pe următoarea și te duci în dreapta. Și stai aici, stânga. Star pe asta. Double space. Și aici fii atentă să nu mi-ai subirile. Acum, double space. Băi, de cap, prima dată în viața mea când am câștigat la planșa asta. Bă. Dar ce se întâmplă astăzi? Ce se întâmplă de am ce devin așa de pricepută? Sfaturile, nu știu ce ai, nu mai gândești tu, mă asculti din sfaturile și merge. Serios, acum facem echipă super bestială. Păi da, pentru că eu te conduc. Ce? Cum adică? Eu sunt independentă. Eu poate te las să mă conduci la când am eu nevoie. Am înțeles. Să știe. Te conduc eu pe tine, de fapt. Am înțeles. Mind blown. Fii atentă. Dăpici doi când zic eu, da? Dar nu știu unde e doi. Deci stai. Uite, ăsta cere un doi. Nu, acum, nu poți la început. Trebuie să aibă o plașă din asta în față. Pe care? Că mă mâncă nasul, vine să strănut. Nu strănut, da. Asta e crom? Nu. Sar, una așa. Doi, nu. Împinge-l. Mamă, dacă îl împingeai, piște, trebuie să-l și împingi. Stai cu burta. Fii atent. Du-te, nu. Sar, una, că ți-o dat el pum. Una. Ai, nu mai am încredere în panda de acum. Sar pe asta. Să vezi că panda are, fugi de panda! Înapoi și sar pe asta, înapoi, dragoste! Pe care? Asta! Așa, și sar pe asta, și sar pe asta, de aici, și sar pe asta, și doi, și... Scalificată! Doamne! Ce disperat sunt! Deci că-s de panda, război! Nu știu să-i spui, asta știu! Știi, Cristina? Umor! Hai de cap meu! Stai puțin, mă ajut la crown? Aaa, n-am zis să dau sfaturi astea de scurt. N-am zis să dau câte de buze, mă crezi. Uite, eu vreau și eu crown-ul ăla, vreau să fie al meu. Na, depinde de tine, vezi că panda are pung. Dar tu trebuie să dai pung, dar n-ai era, știi cum face Cristina? Așa n-ai era. Dă-i deși pe ei. Fac ca o fată. Așa dau fetele pung. Fac ca o matahal, mă! Să nu te atingă din ăsta. Pe ăla portocaliu. Hai să vedem de unde ne ducem. Bă, nu s-a eliminat niciunul. Bă, nu s-a eliminat. Cu toții ne pricepem. Acum începe eliminarea. Nu! La ce sunt eu prima eliminată? Mi-e urât, de fapt. Vă rog frumos. Schimbă skin-ul. A, până aici s-a fost nene. Nu, ideea este că n-am ți-am dat sfaturi. Că n-am avut cum. Schimbă skin-ul. Să știi tu că ai dreptate. Na, ce ții? De la legendare? De mai jos maximum? Ia tu ce vrei tu? Mai jos. Ce ții? Fata? Uite, fata aia, zboară? Regină? Stai să vedem. Ăsta de apă? Apă om? Ia de puțin pe el, apă om. Ăsta? Apă om. Ăsta. Ăsta e apă om. E fain. Ba, e fain. Hai să ne luăm aia de apă, dura de apă. Paș. Unde ești dura de apă? Aici. Asta e. Mai era una. Asta. Și mai era una mai jos. Atâta. Atâta. Asta?
Astea sunt picăturile. Nu, astea mi-e faină. Și acum cu care vreau să câștig? Asta, vreau și eu să primesc flori odată. Bine, mă, hai. Așa, dau aici, Red Rumble. Așa, let's rumble. Țineți-mi pumnii, da? Cocolișilor. Mamă, e de apă, dar abia de-al văd dacă e atât de apă. Hai să spui nu știu apă dacă e de apă. Hai, toată lumea, apă. Ideea în felul următor este că dacă nu-i dau sfaturi, iese prima. Cam da, din păcate am văzut acum. Acum. Dacă tu îi dădeai pumnul panda, haide. Dar de ce mă începe cu astea grele? Sunt ușoare, dar nu te pricepi tu, da, hai să apeși unul și... Știi ce? Foarte bine că mi le dă, pentru că așa am și eu, pot să fac antrenament. Bă, mai este unul de apă. Nu, o să luăm unul de apă. Sfatul meu niciodată să nu stai în mijloc acolo. Da? Poți dea pumn, poți fi o bombă, stau tot fraier aici. Nu vrem să stăm acolo. Auzi, du-te la pisica și de-i pun în spate. Uite, lasă la scheletul ăla. Uite, du-te la banana aia. Și împinge-l. Ai uitat că trebuie să împingi cu burta. Am împins. Dar n-ai împins. Dar cu ce se împingi? Nu așa? Burta. Te rog să nu ești până. Uite, scheletul ăla în dreapta, bate-l. Nu știu care. Uite, scheletul ăla verde. Uite la el și de-aia așa un pumn. 2-2-2! Scalificată. Da, am vrut să dai pumn. Mă uitam, vreau să mă uit unde-i 2. Asta, că asta te-ai pierdut viața, știi? Cristina, ce faci? Vreau să mă uit unde trebuie să copiez la școală. Mamă. Să zic că profesoara Cristina nu știe să copieze, până se uită, exercițiu, ea știu că n-apucă. Să știi, de-aia învățam acasă. De-aia învățai tu. Băi, știu cum era maestru. Felix, ce ai făcut? Am terminat. Nu, că nu prea mă lăsa colega mea de bancă să copiez, mă lăsa doar la sfârșit. Ce la sfârșit nu prea aveai timp. Ce suflet rău. Nu, era ok că mă lăsa la sfârșit. Dar depinde. Băi, se lasă odată și odată, ce scriu tu, scriu și eu. Da, nu, ca să cunoască diferența, cine o învățea și cine o copia, nu? Păi să fac ea ceva greșit. La sfârșit, după ce scrie. Fii atentă, asta nu este cloning, da? Ok. Ia de idee cu dragon roșu, că m-a supărat. Tu ai și pretenții cui să dau? Da. Dau și eu cu iluminez. Așa, dă din capibora! De până dragon roșu. Asta, de până la carte, e bine cu pumn. Doar să supraviețuiești tu, da? În primul rând, nu mai da pumn. Nu mai da pumn! Că văd că nu te concentrezi. Fii atentă. Așa, mă, nu mai trebuie să mai iasă, să nu fii tu. Te simți șmecher că îmi dai aici sfaturi, da, ha? Da, că de-aia te califică. Ai de mine! Bravo, Felix! Bravo! Crown win! Hai, crown, toată lumea de acasă. Crown. Ai de mine! Dar de ce? Că mă pricep la asta! Ești cu lasere! Mă pricep, Felix! Nu zic nimic. Serios că mă pricep numai că trebuie să dau pumn și nu prea dau eu pumn. Nu trebuie să dai pumn asta. Trebuie să dai picior. Da? Pe cât e piciorul? Unu. Aoleu, și mai greu, e mai departe. Nu, uite, te-a primit picior. Cum să-ți primiști? Cum să-ți primiști? Felix, nu mă stresa, că eu la planja asta chiar sunt boss. Bine, nu zic nimic. Deci chiar sunt boss la planja asta. Am făcut-o de atâtea ori încât sunt boss. Trebuie să nu fii bombă. Te rog frumos, ai grijă, măsoareți cuvintele. Eu nu sunt nimic, eu pot să văd ce faci tu. Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare sau nu ne vedem acum? Că mi-e rușine. Ne mai vedem acum sau? Ne vedem data viitoare, că ei, boss bombă. Rupeți butonul de cu like, dați în forță. Ziceți-o în comentariu. Cristina, ascultă-mă pe Felix. Ascultă pe Felix. Dar tu de ce nu mi-ai dat niciun sfat? Ai zis că te pricepi, că nu stai sfaturi, că nu să tac. Asta ai zis. Păi da, dar trebuie să citești printre cuvinte. Ajută-mă, vai de viața mea! Asta era... Da! Ne-am dat-o viitoare. Pa!